Bună, fetelor! Pentru astăzi am ales un cadru mai special, și anume balconul casei noastre. De aceea s-ar putea să audă niște zgomote pe fundal, sunt independente de voința mea. Terminatele luni o să filmăm acum câteva produse din luna mai. Am ales aleatoriu ca să nu mă plictisesc cu aceleași produse pe care le folosesc lună de lună. Și o să începem cu îngrijirea casei, că sunt mai puține. Am mai terminat un cocolino, de acesta cu grefricil lotus, care îmi place mie preferatul meu. Am mai terminat și o soluție de curățare pentru bucătărie Chief Kitchen. Este același lucru cu Chief Bathroom, dar are în compoziție un ingredient comun, iar la Chief Kitchen este în compoziție mai mare, deci are o putere de curățare mai mare, atunci îl prefer pe asta Kitchen, indiferent că îl folosesc în bucătărie sau în baie. Am mai terminat și un pronto multisuprafețe, 5 în 1, cu aromă de lămâie. Aș renunța cu ușurință la aroma asta de lime, nu mă încântă foarte mult, dar mă încântă, în schimb, faptul că pot să-l folosesc atât pe mobilă, cât și pe electrocasnice, și anume laptopuri, televizoare, tablete, telefoane. Am mai terminat un produs care, din păcate, s-a șters eticheta ca să vi pot arăta mai bine. Este un detergent de vase de la Amway, într-o cantitate de 1 litru. Acesta este concentrat și se dizolvă. Eu dizolv cam 50 de mililitri din produs în 200-250 de mililitri de apă și recipientul ăsta mi-a folosit cam la 25 de dizolvări. Este un detergent foarte bun, are un miros discret, curăță foarte bine vasele și costă în jur de 30-35 de lei, dar pe mine m-a ținut în jur de 9 luni și spăl vase cel puțin de 2-3 ori pe zi. Într-o zi am fost la cumpărături fără mașină și mi-a fost greu să cumpăr de rău o cantitate mai mare și am optat pentru cutiuța aceasta în caz de urgență de Ariel. Nu știu, am avut vreo 3,50 lei pe ea din Gora și zic că e foarte folositoare în cazul în care nu vreți să cărați cu un jumătate de dero sau sunteți plecat de acasă și nu vreți să vă luați dero ambalat în pungi sau în altceva. Cam asta a fost pentru curățarea casei. Am mai luat de la Lidl și am vrut să vă arăt. Sunt 4 suporți pentru mașina de spălat. Din păcate n-am păstrat unul să vi-l arăt, că le-am și montat. Pentru a estompa vibrațiile mașinii de spălat când e în funcțiune. Și vreau să zic că sunt foarte mulțumită de ei, pentru că atât zgomotul care îl face mașina de spălat când stoarce hainele, cât și poziția ei nu se mai modifică de la o spălare la alta și așa nu mai am probleme nici cu, eu știu, să-mi deranjez vecinii, nici să fac griji că mașina s-ar putea dezechilibra, nici nu mai gat obiectele care sunt pe ea. Costă, cred că, în jur de 10 lei și o opțiune foarte bună pentru fixarea mașinii de spălat. Am mai cumpărat de la DM acele burețele cu celuloză pentru măștile de argilă. Le-am văzut și eu la fetele de pe YouTube și le-am încercat. Mi se pare o opțiune ok, pe asta am dat 5 lei. Am terminat. După vreau să arunc. Am cumpărat niște gene false de la Axel cu ceva timp în urmă, dar am dat cam mult pe ele, în jur de 15-20 de lei. Din păcate sunt mult prea mari pentru forma ochiului meu. Am încercat să le tai în două și să-mi pun decât pe colțul ochiului, n-a funcționat, nu prea l-am folosit. Am terminat și această pastă de dinți de la Boots, Smile se numește. Îmi place că are un gust dulceag și o aromă nu foarte puternică de mentă. Problema este că mi-am luat cam multe paste de dinți din această gamă, care au reduse la 50% și mă cam plictisit de ea, așa trebuie să cumpăr alta ca să o mai alternez. Am terminat și o punguță de dischete de macaroni de la Sensiblue. Eu le iau la reducere și automat că optez pentru ele, dar v-am spus, nu sunt cea mai bună alegere din punct de vedere al prețului, pentru că costă jur de 6 lei. Am mai terminat și gelul acesta contur pentru ochi, de la Tis Farmaceutic, l-am văzut la o fată pe YouTube.
Într-adevăr, nu este foarte hidratant. M-am dat de vreo câteva ori în jurul ochilor, m-am plictisit că nu dădea rezultate și l-am folosit ca și cremă de față. Ce-i drept, ca și cremă de față, zădea o textură tenului luminoasă, așa strălucitoare, și toată lumea m-a întrebat dacă am schimbat ceva la în rutina mea zilnică de îngrijire și am zis nu, pur și simplu foloseam crema asta pe sub fondul de ten și avea un efect plăcut. Am mai încercat și mostra aceasta de primer de la Sephora și mi-a plăcut mult. O să încerc să văd dacă găsesc o afacere bună să-l cumpăr și în cantitate mare. Sephora Base Lissant Smoothing Primer. Așa. Am mai încercat și de la Bioderma. Am această cremă pentru tenul pentru tenul uscat. Mi l-a recomandat un medic dermatolog și mi-a plăcut foarte mult. Se numește Atoderm Intensiv. Poate fi folosit atât în timpul zilei cât și seara. Și se aplică, se poate aplica până la de două ori pe zi. L-aș recomanda pentru persoanele cu ten uscat, singură să-l cumpăr în cantitate mare. Am dat o petrecere pentru că în luna mai a fost și ziua mea de naștere și am păstrat câteva ambalaje de la aperitivele, de la ingredientele aperitivelor pe care le-am făcut. Poate cine știe vă folosește și vouă. Din aluatul acesta de la Lidl, sunt la 3,20 lei, am făcut niște palmieri, se numesc, un fel de fornic, așa, poetaj, cu zahăr și scorțișoară și au fost foarte bune și apreciate de invitați. Și le cumpăr oricum mereu și pentru alte preparate. Am vrut să vă arăt și ambalajul acesta de pâine, pâinea aceasta de la Velpital țărănească, pe care am folosit-o la fel la aperitive și a fost foarte apreciată și este pâinea pe care o folosesc eu de obicei, pentru că te ține și 2-3 zile fără să-ți faci probleme, că își pierde din prospețime. Am mai luat măslinele astea de la Baresa, tot de la Lidl, sunt 1,30 lei sau 1,40 lei și sunt foarte, foarte gustoase și vin în apă așa, într-un ambalaj, nu știu ce este exact, într-un sos apă. Am luat și alunele astea de la Ales, că din păcate eu optase pentru alte alune. Astea sunt spicy și astea au fost foarte bune. Vă spuneam că mie îmi plăceau alte alune de la Lidl, cred că le-am arătat într-un clip trecut. Erau niște alune cu ambalaj transparent și erau mult mai gustoase, dar văd că nu le-am mai adus. Cam asta pentru partea de aperitive. Vreau să vă spun că am început și o cremă de față, Ivaderm, am consumat cam jumătate din ea. Se numește Aquafil Light și îmi place foarte, foarte mult. O să vă arăt și ambalajul din sticlă pe care l-am, ca să o identificați mai ușor. Am terminat și șervețele umede, am optat pentru cele trei care am uitat să le păstrez. Sunt cele de la Frotto de la Lidl cu mușețel și pepene galben, astea îmi plac mie cel mai mult, și astea din Auchan care sunt doar 69 de bani. Am aruncat și câteva oje care mi s-au terminat. Am avut top code-ul ăsta de la eSporty, mi-a plăcut foarte mult, din păcate s-a cam îngroșat și nu l-am mai putut folosi, dar îl recomand. O ojă așa no name cu sclipici, l-am luat de la un magazin chinezesc, de la Rhapsody, cu numărul 356, care este minunată, dar din păcate nu l-am folosit-o și s-a tărit. Și am avut o ojă la fel de bună, de la Number 7, Stay Perfect, este în numărul 210, Crave Me. Mai arunc și pilele acestea, că le-am găsit din întâmplare prin trusa de unghii și nu le mai folosesc. Chiar asta face parte din setul acela de 12 pile, dar am luat eu la 6 lei, vi l-am mai arătat odată. Și rimelul acesta de la Yves Rocher, mascara Baleza, nu știu dacă are, are un număr, R124-81 Noir scrie pe el. Mie îmi plac foarte mult rimelurile de la Yves Rocher, v-am mai spus, pentru că nu mă ustură ochii de la ele. În schimb, ăsta, din păcate, nu mi-a plăcut. Nu
nu modifica nimic. Periuța aceasta nu făcea mare lucru. Se vedea că te-ai dat cu puțin rimel, dar nu-ți modifica volumul sau lungimea genelor deloc. Deci nu l-aș mai recupera. Și am vrut să vă mai arăt în ultimă instanță ochelarii aceștia care i-am rupt când am avut cea mai mare nevoie de ei. Cum nu o să vă arăt toate hainele sau toate accesorile care se rup, dar vreau să vă menționez că i-am cumpărat de la Bershka acum câțiva ani, vreo 3-4 ani și când m-am folosit foarte mult de ei și au fost niște ochelari foarte buni. Au venit împreună cu un top de ochelari, dar nu-l mai am. Și au făcut treaba foarte bine, așa că dacă aveți ocazia să cumpărați ochelari de la Bershka și sunteți în dubiu, puteți să o faceți cu mare încredere că sunt. Și mai am câteva produse. Am mai terminat un tub de vopsea Axel cu care v-am zis că mă vopsesc eu 12-13, ca și număr. Un deodorant Davol original. Un delint de la Nivea Intimoil. L-am schimbat cu altceva pentru că e bine totuși să mai alternăm produsele, să nu se obișnuiască corpul nostru cu ele. Un șampon de la Clear Volume Max Woman. Scuze. Foarte bun și acesta. Și acum preferatul meu este Self Total Repair. Ei sunt la al treilea tub și deocamdată mă mai spăl cu el puțin. Mai alternez cu un alt șampon și revin la el că face foarte, foarte bine. Cam astea au fost produsele pentru astăzi. Sper că v-au plăcut și dacă aveți întrebări, aștept comentarii de la voi. Vă pup și o zi frumoasă! Pa!